Astăzi, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Ioan Mitropolitul Banatului. La finalul slujbei, ierarhul a prezentat volumele Înviatul din Nazaret și Pecărarea Raiului. Cartea lansată de astăzi, Înviatul din Nazaret, am pus-o la suflet și la sufletul credincioșilor pentru a întări credința noastră în înviere. Pentru că astăzi, din nefericire, bat vânturi ale îndoielii, precum că Hristos a înviat. Ori eu, trăind mai mulți ani la Ierusalim, fac astăzi mărturisire cu toată credința și cu tot sufletul meu, că Hristos a înviat. Și de aceea prima carte se numește Pecărarea Raiului, adică toți aceia care vor călători pe cărarea Raiului se vor întâlni într-o zi cu Înviatul din Nazaret. Sunt gândurile și cugetările de 2 ani de zile de când mă aflu aici în partea Banatului. De asemenea, în carte se află și fragmente care se referă la învierea României. Și aici am făcut apel la mame să-și nască pruncii, că într-o acest fel va învia și România. La final, toți credincioșii prezenți au primit din partea ierarhului cele 2 volume.